Băiețelul era de aproape un an în grija bunicilor din partea tatălui. Oamenii spun că el obișnuia să se joace în fiecare zi lângă canalul din spatele casei folosit la irigarea grădinii. Aseară însă bunica l-a găsit înnecat. Am o iară și eu fac mâncare și s-a strâng la mâncare și când nu-i. Și ne-am apucat și drum să alcătăm și pe rândul de... Ia să vedem cu asta în canal. Bunelul băiatului este și el distrus de tragedie. Tete ziua, noi împreună cu dânsul, tete ziua, venim pe aici, venim, grăiem în coașe, încolo, știi? Vecinii spun că băiețelul era cu minte și că bunei aveau mereu grijă de el. Și el s-a runicat cu, era în caloșe, s-a runicat de mal și s-a chicat și nu a tras nimeni atenție. Și când l-a găsit, el era cum în scurt de balon și s-a un foiet scurt și era deasupra apii. Tătă vreme el stimau, îl cătau. Astăzi părinții băiețelului au venit în sat pentru a-l înmormânta. Acesta era singurul copil al familiei.